Și vine așa. Dragii noștri, de această dată vă salutăm din Covasna, Costuleni, cu o surpriză frumoasă pentru doamna Mihaela, care urmează să fie sărbătorită, însă noi mergem să o sărbătorim și să-i urăm la mulți ani din partea copiilor care astăzi sunt toți aici adunați. Așa că rămâneți cu noi să o sărbătorim și să urăm la mulți ani! Bună seara! Și bine v-am găsit! O căutăm pe doamna Mihaela și vă invităm aici aproape din noi. Doamna Mihaela, vă spunem la mulți ani de pe acum. Cineva drag dumneavoastră a ținut foarte mult să vă sărbătorească. Și am să vă întreb pe dumneavoastră dacă cumva bănuiți cine ne-a trimis aici. Așa credeți dumneavoastră? Sunteți sigure? Uitați, avem și... Asta spune tot. Un mesaj cu te iubim, mama, am să vă rog să mă ajutați dumneavoastră. A, să las asta un pic aici. Și am să rog formația dacă mă poate ajuta acum la mulți ani. Hai să vedem să facem un anunț. Așa. Pentru dumneavoastră. Spunem și noi. Să știți că pe lângă aceste daruri frumoase, mai avem și mesaj de transmis, venit cu toată dragostea pentru dumneavoastră. Și mesajul nostru spune așa: draga noastră mamă, urmează o zi foarte importantă pentru tine și pentru noi. Noi am ales să grăbim puțin acest eveniment, deoarece știm cât de mult iubești să ne vezi pe toate deodată acasă. Pe lângă faptul că a venit ziua în care vei schimba prefixul, ne-ai mai făcut o mare bucurie, aceea de a duce pe lume o minune de băiețel, pentru a fi în sfârșit familia completă. Dar în acest moment este vorba despre tine, măicuță și bunicuță, despre acea femeie minunată care ne-a dat viață, ne-a crescut și educat atât de frumos. Ne-a învățat ce este corectitudinea și respectul, iar pentru asta nu avem cuvinte să-ți mulțumim. Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu că astăzi a reușit să ne adune pe toți, noi fiicele tale, ginerii și în special nepoții, ca să dorim viață lungă, belșug, prosperitate și multă sănătate. Te iubim infinit și îți mulțumim pentru tot ce ai făcut și faci pentru noi. La mulți ani, iubită mamă și bunică! La mulți ani vă spunem și noi, doamna Mihaela! Și acum, dacă ați avea să le transmite ceva goblașilor dumneavoastră... V-au lăsat fără cuvinte astăzi! Nu m-am așteptat! Vă mulțumesc! La mulți ani și tot binele din lume, vă spunem și noi! Petrecere frumoasă în continuare! Însă să știți că noi mai avem și o melodie venită tot pentru dumneavoastră din partea fetelor dumneavoastră. Da, ne ajute? Melodia. O melodie, vă rugăm. Da. Iar noi să-i încurajăm, toți aproape. Toată familia, toate fetele aici lângă mama. Să-i iubim, 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 să-i iubim,
dar te-am crescut și te-am iubit mult. Să nu uiți pe tine, când voi mărita mai. Că drag te-am crescut și te-am iubit mult. Ce omul e tata și măicuța mea mai. Ei am mărit pe mine, fie să nu fie greu. Thank you.